făcut controlele în sectorul 5 al capitalei. Cristian Popescu Piedone, nou primar ales, a luat străzile din sector la pas pentru a discuta cu cetățenii înainte de a prelua oficial mandatul. Acesta a întâlnit locatari sătui de fosta administrație și societăți ale primăriei îngropate în munți de gunoaie și condiții insalubre de muncă. Acesta a rămas șocat de ce a găsit la societatea care se ocupă de curățenie în sector și a cerut deja și primele demisii. Înainte de a depune jurământul pentru următorii 4 ani, umanistul Cristian Popescu Piedone a mers pe străzile sectorului pe care îl va conduce pentru a-și face o listă de priorități. Mulți cetățeni au cerut la unison să fie reabilitate blocurile. Ideea e că nu se mai poate, au fost și probleme pe față, la fațadă, au căzut din balcoane tencuială, a căzut în capul unei femei, s-a părat la secția 19 cu declarații, cu toate, noroc că și-a retras femeia plângere. Zona din spatele blocurilor, uitată până acum de administrație, este sufocată de gunoaie și riscă să devină un focar de infecție. Nu a fost curățată pentru că echipele de la salubritate erau distribuite pe bulevardele mari, spun oamenii. De aici plecăm încolo, nu? Scoate-i din parc, scoate-i pe toți și plecăm așa, armată încolo. Zeci de oameni de la curățenie au intrat după mult timp între blocuri, acolo unde au găsit aruncate de la gunoaie menajere până la canapele. Până și locurile de joacă au devenit un real pericol pentru cei mici. Copiii au parc. Pericol public pentru copii. A început deja. Așteptăm. Văzând situația din sector, Cristian Popescu Piedone a hotărât să meargă în control la societatea de curățenie a primăriei. Surprinzător sau nu, sediul este îngropat în munți de gunoaie. Știm amândoi, aici este o bombă ecologică, în mijlocul Bucureștiului, în mijlocul pe șoseaua viilor. Da? E o bombă ecologică. Dacă administrația a tolerat, dumneavoastră ați făcut dumneavoastră nume personal, o sesizare, un raport, nu vorbe, scris. Nu. N-ați făcut. Nu. Bun. Am punctat lucrul ăsta. Nici angajații nu lucrează în condiții mai bune, iar asta l-a făcut pe noul primar să ceară și primele demisii. O să creăm condiții de muncă, civilizat, pentru că nu poate să se dea randament. Repet, domnul director general, am ridicat mâna de pe Biblie, demisia. Nici nu vreau să-l ascult, nu vreau să-l cunosc. Noul edil promite că de acum încolo, pe marile bulevarde se va face curățenie dimineața și seara, iar în restul zilei, echipele se vor ocupa de străzile dintre blocuri.